Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii și au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi îl evocăm pe Mircea Eliade, scriitorul, filozoful, profesorul, un om sau omul de geniu care a marcat cultura lumii. La începutul secolului trecut, medicina nu avea soluții pentru miopia gravă, iar părinții au fost sfătuiți să-l țină pe micul Mircea departe de obosearea cititului. La școală a fost corijent tocmai la română și limbi străine, iar tatăl său îl obliga să studieze pianul și organiza concerte la care veneau doar rude și prieteni. Adolescentul miop care și-a trecut cu greu corigențele urma să devină ilustrul profesor de istoria religiilor din Statele Unite, iubit de hipioți. Și chiar în ziua de azi, la o întrebare adresată pe forumul liceenilor care este autorul român preferat, cei mai mulți răspund Mircea Eliade. Iată farmecul corigentului ajuns savant, al pianistului fără public, al călătorului exotic care a descoperit tainele Orientului, dar și iubirea pentru fiica unui învățat indian, al activistului legionar care, în timp ce scria articole antisemite, lua poziție împotriva persecutării intelectualilor evrei. Povestea singurului om cu care Cioran vorbea românește. Povestea idolului pentru generații întregi de elevi și studenți din Chicago. Eliade se obișnuiește în copilărie cu eticheta de elev indisciplinat și mereu corijent. Într-o vară, din senin, s-a hotărât să schimbe totul din proprie inițiativă și cu propriile lui puteri. Dacă toți îl credeau o haimana, el le va dovedi că nu este așa. Le-a pregătit o surpriză, iar arma lui a fost tocmai tocul cu cerneală. Compozițiile literare ale tânărului miop au început să-i aducă note maxime la română. Profesorii erau convinși că copiază, dar eseurile erau originale. Au urmat note maxime la limbi străine, iar literatura devenise o pasiune pentru adolescentul Mircea Eliade. România anilor 1920 era deschisă către lume și Eliade călătorea mult. În Italia îl cunoaște personal pe autorul său preferat, Giovanni Papini, iar limbile străine îi se par dintr-o dată ușor de asimilat. Studiază limba Bengali în India, la curtea unui rajah bogat, iar iubirea pe care o împărtășește cu fiica profesorului său îi aduce alungarea de la curte și o enormă tristețe. Romanul, dedicat tinerei Maitrei, devine un clasic al lui Eliade și face istorie ca succes internațional. În total, opera sa include aproape 100 de volume, ca autor de beletristică, filozofie și eseuri științifice sau istorice. Naturalizat cetățean american, el devine profesor de istorie a religiilor la Chicago, iar numele său explodează în toată lumea odată cu mișcarea hippie. Studiile sale în domeniul istoriei religiilor au oferit nu doar o carte unică, ci și o direcție nouă, o interpretare cu influențe covârșitoare, iar Catedra de Istoria Religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă numele și astăzi. Cu toții am avut în mână la un moment dat o carte scrisă de Mircea Eliade și nu doar noi românii. Tatăl său a depus eforturi mari să-l ajute să devină celebru, dar ca pianist. Însă muzica pe care o citim în lucrările lui Eliade este mai mult decât sunetul oricărui pian. Am evocat astăzi personalitatea lui Mircea Eliade în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Doamnelor și domnilor, așteptăm propunerile dumneavoastră pe site-ul eualegromânia.ro. Radio România Regional vă invită mâine să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.